Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Interesant cu prețurile mașinilor electrice, în mod special pentru Luca, am sintetizat și redactat știrea asta, că știu că vrea să-și cumpere mașină de câțiva ani. În câteva țări europene, unde guvernele au redus semnificativ sau chiar au anulat cu totul ecobonusurile, prețurile automobilelor electrice au scăzut semnificativ. Se poate. Da, adică, da. Și mă întreb ce? Semnificativ cât să și compenseze absența bonusului. Da, vei vedea, ba chiar mai mult. Și mă întreb de ce înseamnă asta, adică ori producătorii au decis să vândă în pierdere mașinile pe care le au pe stoc, că se știe că mașinile rămase pe stoc se vând greu. Adică, în principiu, dacă ai ajuns așa prin aprilie, mai, iunie, nu vrei să-ți cumperi o mașină din 2023. Că atunci când stai să o revinzi, trebuie să-i explici celui, da, dar mașina era nouă, am luat-o eu mai târziu, că era pe stoc. Nu, practic este o mașină cu un an în mai veche, da. Ori ratele de profit de până acum erau foarte mari și producătorii au de unde să scadă. Nu știu, n-am informații, nu știu despre ce este vorba, dar, uite, exemple, în Germania, unde tu ești preocupat și ai și încercat să cumperi Mercedes la reducere, de Black Friday, adică știi. Guvernul a anulat luna trecută ecobonusul de 4.500 de euro pentru achiziția unei mașini electrice noi și drept rezultat există acum reduceri de până la 10.000 de euro pentru modelele electrice, reduceri oferite de vânzători, da, da, de producători. Prețurile anumitor modele, cum ar fi la Volkswagen-ul ID3, ID4, ar putea scădea în premieră sub 33.000 de euro, notează Economedia. Dacă intri pe site-ul Dacia al nemților, Dacia, ce acum faci și fițe, vrei că te-ai strâmbat la mine, Dacia, site-ul Dacia nemțesc, poți vedea că Dacia Spring, de exemplu, căreia noi îi spunem Spring, se vinde cu 12.750 de euro. Serios? Modelul de bază. Și era 20.000, nu? Da, ea este 20.000. Și în România se vindea cu 10-11.000, că luai un ecobonus. Păi bonusul era 10.000. Da. Și 14.550 de euro, următorul model, extrem. Dacia Spring extrem, orice ar însemna asta. Deci la extrem, cred că îi pun radio. Nu știu ce nu, s-ar putea să aibă și roți ajutătoare. Stânga, dreapta. Deci vânzătorul oferă el bonus de 10.000 de euro. Adică, da, practic, oferă o reducere de 10.000. Tu mai iau. Tot uite, în Germania. Stau... Să vezi ce o să tăbărâm acum pe springurile nemțești. Bă, cine cumpără o... Adică și cu 10.000 de euro. Acum, sincer, da, sincer, bun, tot respectul. Știți că facem glume, dar avem tot respectul pentru acest model electric, dar... Bă, cine dă totuși 20.000 de euro pe astfel de mașinuță? Au fost suficienți de mulți oameni, printre ei și ascultători de noștri, care au dat bani pe 10.000 de euro dădeau, pentru că era ecobonusul de 10.000. Da. Ah, ok. Prețul întreg e prohibitiv. Chiar și 10.000 pentru un căruț electric de buteli mi se pare mult. Păi te deplasezi dintr-o parte într-alta. Dacă nu mergi foarte mult... Ia, da, ideea e că cicletă, nene. Toate inovațiile astea, dacă te uiți în spate, au avut cam același parcurs. De exemplu, televizorul LCD, trecerea de la televizoarele, da, cu tub, la LCD-uri. Primele LCD-uri au costat o avere. Mulți au apucat și au cumpărat. După 2 ani erau complet depășite, nu mai aveai să faci. Foarte mulți au cumpărat. Da, el știe. Și mașinile pe benzină la 1900 erau foarte scumpe. Iată, da. Telefoanele mobile, când au apărut astea cu display, tot așa, erau, mamă, fentă și porul. La iPhone e invers. Așa o să fie ce mai scump. Ia gândește-te tu la aia care și-au cumpărat primele mașini electrice, alea de avea o autonomie 150 de kilometri. Da. Ce faci cu ele acum, că nici cotez de grâin nu poți să o faci. Tot în Germania, Kia vinde modelele sale electrice cu reducere de cel puțin 4.500 de euro, cât era ecobonusul. Mercedes susține din fonduri proprii de asemenea acest ecobonus pentru mașinile care sunt comandate până la finalul lunii, deci pe Mercedes e momentul, la tine. Renault oferă pentru modelele sale electrice o compensație de 3.000 de euro pentru mașinile livrate până la 31 martie, dar cu alte reduceri cumulate, clienții pot economisi aproape 7.000 de euro. Toyota și Lexus compensează de asemenea pierderea ecobonusului, Volkswagen oferă cu totul reduceri promoționale de aproape 8.000 de euro. În Franța, Renault a ieftinit Megane Tech, E-Tech, este modelul lor full electric, l-a ieftinit cu 10% ca să concureze cu Tesla. Prețul pornește de la 34.000 de euro, fără subvenția de 3.000 de euro. Am în 2 ani, 3. Hai, eu am timp. În 2-3 ani zic eu că sunt la preț cu benzina. Mai ține
liliachia ta, 3 ani? Cine, mă, și dacă nu merg pe jos, merg cu metrou, dar tot nu, nu poți dai genul ăsta de bani. Băi, fii atent, ăsta a sosit momentul să o conservi. Îți iei frumos 10 kg de vaselină. Da, eu dau unul de ăsta cu gardul lung. Da. Și o iei, o împachetezi toată în vaselină și în hârtie de aia parafinată, cum se face cu puștile, știi? Da. Și o pui undeva într-un garaj subteran și o împachetezi în parafină și vaselină. Și peste 3, 4, 5, 6 ani o despachetezi, o ștergi frumos, o lustruiești, e lucioasă toată, nu prinde apă. Uite, apropo de ce spuneai tu mai devreme, niște răutăți, Vlad. Da. Springul e bun ca baterie externă, ne spune cineva. Iar varianta extrem are ștergătoarea de parbriz. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.